Frig, bă, tată, bă, frig rău de tot. Oh, trebuie să fac repede un excavator mic și un dumper. Treaba e că mi-a paralizat mâinile, nu mai pot. Minus 4 grade au fost azi noapte. Și acum sunt vreo 2 grade, cred. Mâinile și picioarele în același timp mi-a paralizat. Mamă, și soluțiile astea sunt reci. Sloi, tată, sloi. Oh. Mă apuc de treabă că nu mai pot. Aole, mai merge nici ăsta în cață. Dar repede o ștergere aici. Haide. Iau. Mamă, vine Crăciunul, bă, frate, bă! Vine Crăciunescu! Mai e un pic. Hai, s-a luat lipiciu. Bă, dar nu merge deloc ăsta, bă, calme. Ce vrei, mă, înghețat și astea, bă, frate? Mamă, și lipiciul ăsta e bombă. E bombă. 2 grade afară. Toată noaptea a stat aici în frig. Îți dai seama. Astea sunt full metal. Metal de la gros. Că n-a sunt excavatoare. Ai de capul meu. Mi-a paralizat mâinile. Mi-a paralizat mânuțele. Ai, soartă, vara e prea cald, iarna e prea frig. Și ce e bine? Că nu ninge, bă, frate, că dacă mai și ningea, mamă, mamă. Așa, mă, tată, mă, frumos, curat. Da? Hai și la spate. M-am trecut la spate în cață și pa. Ce frig e. Treaba e că mi-a cam sunat telefonul și eu n-am auzit pentru că l-am pe vibrații. Dar abia acum am auzit că am ascultat înregistrare. Că altfel nu-l auzeam. Du-te și tu la plimbare. Mamă, dar nu se ia deloc lipici ăsta, bă, frate, bă, e beton. Beton armat. Haide, mă. Așa, tata, așa. Prin frecare și prin încălzire. Tuc, 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 tuc. Nu se ia, bă. Hai că s-a luat. Ce noroc am. Ce noroc am. E vorba de experiență aici, am uitat. Și când lucrez cu soluții bune, soluții bune de curățat mă refer. Ia uite-l. Lucește! Oh. Mamă, dar e cancer să moară cibela. Cancer! Gata, să mă apuc să le lipesc repede. Deci, am două scrisuri micuțe care sunt la fel. Stai să arunc un ochi la ăsta la altul repede, să vedem ce și cum. Turu, tu, 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 sunt la fel, da. Da, 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 da. Mamă, ce-am paralizat de frig. Tu, du, 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 du. Pum, pum, pum. Sunt
Să desfacem ăsta tot. Haide, mă, stai aici. Richmond. Deci ăsta vine ceva de genul acesta. Nu prea am ce să măsor aici, pentru că nu e nimic drept. Ideea e că trebuie să arate ca celălalt scris. Care celălalt scris are cam aceeași distanță. Scoatem de la spate de aici. Magic! Mă mănâncă pe racletă aici. Ia uzi. Hâști, hâști. Am apăsat bine. Băgăm racleta la spate. Iar acum desfacem acest transfer. Pa, bam! Una e gata. Asta era, mă? Asta mică, da. Hai să-l desfacem și aici și param pam 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 pam. Tari-dara. Să arunc un ochi la ăsta, la altul aici. Hop, aici. Pleacă tot la fel. Pleacă de aici, din mijloc. Și se duce în sus aici și Richmond, Richmond. Ah, ce frig e. Pa, pa. Am terminat și cu partea asta, trebuie să trec la spate. Pentru că este foarte frig și nu mai pot. Mai am unul pe spate. Da, bă, frate. Să lăsăm noi astea aici. Ia să sar eu calul un pic. Să vedem cum arată asta aici. Deci arată din marginea aia până în marginea asta. Hai să vedem dacă avem spațiu. Nu cred că avem spațiu. Trebuie să dau jos drăcia asta. Of. Și am vrut să o dau jos la început, dar am zis las-o, tat, las. Aha. Hai, te rog eu frumos, dă-ți foarte frumos. Dă-ți foarte frumos ca să poți să te lipesc în altă parte. Hai cu tata, hai. Mamă, e cancer să mă rămas. Nu poți, bă, frate, bă. Nu te rupe, că dacă te-ai rupt, te mănânc de vie. Bă, dar și picăturile astea, bă, frate, bă, dacă le înțeleg. Ia să trec eu pe partea asta, la altă. Hai, ușor, 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 ușor. Ușor, 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 ușor. Ah, s-a desfăcut. Uite așa, aici. Unde e feonul ăla? E mașină, n-are nimic, îi dau pe urmă pe feonul. Și cârpa mea. Să ștergem un pic aici acum. Urma. Trebuie să șterg, că dacă nu șterg lipiciul ăsta pe urmă, se umple de praf și se vede de la o poștă. De unde picurăm, frate? Mai oprește cu picuratul ăsta, că m-ai disperat. Gata. Cam atât și cam atât și cam atât. Norocul meu este că am numai de-astea micuțe. Pac, pac.
chestii trestii socoteli. Nimic special. Deci ăsta altul pleacă de aici, se duce pe jumătate. De aici până în partea asta la altă. Hei, ce faci, mă? Ce faci, bunicuțu? Și vine până aici. Exactamente. Richmond. Gata, și cu ăsta. Ta-da! Mamă, ce da apă aici! Oh, mi-a intrat pe mânecă! Ieși afară! Mamă, ce rece e! Ia uite ce avem noi aici! Avem un pic de ulei! Și aici avem apă. Trebuie să iau cârpaia cu care ștergeam lipiciu. Mamă, ce curge apă din asta de aici. Ah, gheață. Ăsta are apă până pe aici, pe undeva are apă. A înghețat. Și ce că spicură de sare ochii din cap. Ia uite, mă, ce bine să șterge cu ăsta de... Ia uite ce frumos să ia. Nu vine să cred. Ta la 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 la. Lăsăm aici frumos. Mă duc să iau repede autocolantul și vin. Autocolantul care vine pe site e aici și așa. Mai trebuie și un magnețel. Și mai întreb și magnetul ăsta la altă. Care îl am aici? Stai că Richmond-ul vine cam așa ceva. Hap, țuparac. Și așa avea nevoie și de o ruletă, nu? Hai să luăm ruleta. Să luăm ruleta. Și mi-am propus să-i... Mamă, exact 4 cât vroiam eu mâncați. Iar aici avem mai mult de 4. Acum avem 4. 4. E, ce mă interesează pe mine este de acolo până aici. Avem 26 și jumătate. 26 și un pic. E parfum. Să aruncăm unul de la o distanță. Vedem cum arată. Arată bine. Richmond. Hop. Bum, șacalaca. Să facem frumos hârtia asta. Mergem cu ea dreaptă. Stânga, dreapta, sus și jos. O scoatem pasta de aici, o punem jos aici. Și începem și dăm cu racleta. Aici o să am un pic de problemă, dar știam de la atelier că o să fie un pic de hâțmăț. Dar nu este absolut nicio problemă, pentru că am cu mine hitgun-ul. Ce frig e, tată! Ce frig e, tată! Ia uite-te la asta, voi frate, voi. Ia uite-te, voi, cum arată, voi. Aha! Aha! Deci așa v-a să zic că am aici o chestie mică care e ca o bulină, dar este din vopsea. Iar ăsta trebuie să-l desfac și să-l întind așa un pic cu mâna. Asta la altă la fel. Trebuie desfăcută.
și întinse un pic cu mânuța. Iar acum o să iau feonul. Merge, merge, merge banda. Ce cald e. Așa, tată, bravo. Bravo, mă. Feonaș. E bun și feonul ăsta, dar ce-i nașpa la el, că nu prea ține bateria. Adică ține de ținut, dar nu ține toată ziua. Ține cât să te scoată din rahat. Dar cred că asta e cel mai important. Asta este cel mai important. Atât timp cât te scoate din încurcătură, nu trebuie nimic mai mult. Așa, mă, frate, am încălzit asta bine aici. Încă astea sunt niște cute inevitabile. Au fost făcute din atelier de mașinuța aia care taie. A prins autocolantul acolo și s-a cefulit un pic. Să-i mai dai un pic cu frumul așa de colo-colo, pentru că asta este prea rece și... Uf! Să fiu sigur că se lipește. Richmond! Uuuu! Merge! Merge banda! Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ra-ra. 1, 2. Pa-ra-pam-pam-pam. Băi, dar ce bine se vede, bă, frate, bă, negru ăsta cu alb, galbenul ăsta. Forță! Partea a doua vine acum. Aulă, ce stare apă pe aici, o grămadă, frate. Inamicul meu, numărul 1. La montaj, apa, ploaia, chestii trăștii, socote. Apa, e la. Mamă, ce urât fac de la frig, bă, frate. Ați văzut unde am lăsat eu sticluța albastră? A, uite aici, am lăsat-o după excavator în partea asta. Nu mai găseam sticluța asta. Sticluța asta are o soluție foarte șmecheră. Foarte șmecheră. Șterge orice. Și în același timp să o usucă și foarte repede. Ia uite cum ia dungile astea de mizerie. Forță. Așa. Bravo, Bibi. Repede să luăm autocolantul. Mamă, dar ce mi-a înghețat mâinile. Voi vedeți că e soare frumos afară, dar e cancer. Ia să vede. Scot aburi. Aburi, tată, aburi. Haide, mă, de sfat. Avem și o ruletă pe aici și încă o am. Mai țineți minte că am dat pe partea aia? Parcă am dat un 4, nu? 4. Mamă, dacă îmi pun magnetul ăsta pe deget, am terminat. Și cu 4. Bine întins așa. Hai să aruncăm un ochi de la distanță, să vedem cum se vede. Să vedem cum se vede, să vede cum se vede. Să vede, să vede. Richmond. Așa. Mamă, știi ce e bine pe partea asta aici? Că bate soarele, frate, și se lipește autocolantul repede. Și
și nu-mi dă bătăi de cap. Mamă, ce frumos să lipește aici. Hap! Pam, 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 pam. Ta-ta-tam. Ta-da-da-dum. Aici am o bulă. A, nu, este între autocolan și transfer. Așa că nu este niciun problemă. Aici, aici și aici. Și acum... Tan, ta-dam! Ah, s-a rupt asta. Tan, ta-dam! Asta e melodie de mormântare, nu e bine. Tan, ta-dam! Ta-da-dam, ta-da-dam! Tan, ta-dam! Băi, dar ce fac aici, bă? Bă, uitați-vă, mă, și voi, mă, ce frumos fac, mă! Hă? Uite, mă, ce frumos fac, mă, că nu se poate, mă, așa ce, mă! Așa, mamă, și mai am două în spate, una sus, una jos. Pac, pac. Să iau și feonul ăsta cu mine, că cine știe. Trebuia niște șervețele de-asta. Ia uite ce e aici, bă, gheață. Vai de mine și de mine. Ce fum, cum pun eu aici folie, mă, mâncați. Ia vezi, ia uite, mă, mâncați. Ia uite, mă, frate. Ia uite. N-am, mă, n-am, ca să-mi ziceți. Că nu e frig afară. Ia uite, ia uite, să vede. Să observă. Asta este gheață, mă, tată, mă, gheață. Gheață. Nu pot, mă, să lipesc așa. Nu pot. Prea multă gheață, frate. Prea multă zăpadă. Pui folie pe zăpadă. Hai că am ceva special. Pentru că sunt prea pitic. Pitic. Sunt și eu acolo un pic mai mic, na. Sunt chiar așa de înalt. Ce să fac dacă așa m-a făcut mama? Dar nu-i problemă, trișăm, adică ne înălțăm, tată, ia uite. Măi, ce e aici? Ia uite, bă, asta e gheață, gheață aici. Haide! Ah, s-a luat. Cum vor, mă, oamenii ăștia să lipesc eu astea aici? Unde este feonul? Uite-l aici. Pac, dăm un feon. Au, ce frumos o usucă. Imediat. Haide, hai cu tata. Gata, mă duc repede să iau autocolantul pentru spate. Aleargă, Johnule, aleargă, că așa te încălzești. Ia uite ce am eu aici. Alt Richmond. Și pentru că am mână liberă la design, haide, voi lăsa exact 2 cm cu 2 cm. Perfect pentru familia mea. Una aici și una aici. Ce trebuie să fac în momentul ăsta este să mă asigur că am lăsat 2 cm jos în ambele părți, la fel, nu? Mi se pare ceva normal. Scoatem racleta magică. Hop. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ri-dam. Desfacem folia așa. Treaba e că aici e pe curb un pic. Și o să mă încurce o țârșică, vorba lui tovarășul meu Cristi.
Să-i dea Dumnezeu și Maica Domnului sănătate. Haide. Așa, tată, așa, așa, lipește-te. Lipește-te, lipițar. Hau, bau. Miau, miau. Punem asta între crace, o dăm pe jos. Tragem bine de dânsa. Apăsăm foarte tare, pentru că e pe curb și trebuie să se îndoaie racleta asta un pic. Mamă, parcă s-a mai încălzit un pic, frate, de când am început să alerg pe lângă damperul ăsta. Ararira, tatara. Bravo. Aha, cineva mă pomenește, băi, frate, bă, dar cine mă pomeni, nu știu. Hai cu căldură, să fim siguri că stă aici. De stat stă, da. Să fiu eu mai sigur de atât. Nu vreau să mă întorc înapoi în frigul ăsta aici ca să lipesc un C sau un H sau un I sau altă literă. Așa că prefer să-l încălzesc un pic, adică să pierd un pic mai mult timp și să iasă bine. Pentru că așa te cheamă la următoarea lucrare. Când dai calitate, tată, calitate. Nu bule, nu tăieturi aiurea, nu una alta. Trebuie să arate frumos, chiar dacă este un damper. Bine că maxim o lună de zile să alege praful de toată vopseaua asta după el. O să zgârie și o să fac în toate felurile. Cel puțin ăsta, că este damper, adică ăsta îl duce pe șantier, îl încarcă cu tot felul de moloaze după acolo și se duce și le varsă în altă parte. În altă parte tot acolo pe șantier. Așa că ăsta o să fie în permanență ucis cu toate cele. Iar aici m-a rugat Domnul, stați așa că vine înapoi. Aici pe spate m-a rugat Domnul proprietar dacă pot să pun unul aici în spate la cârligul ăsta. Și eu i-am zis, ce să zic, nu prea pot, dar fac un efort astăzi și încerc să pun și unul acolo. Și ca să fie dânsul mulțumit, o să mă strădui să pun și aici unul. Mă duc să iau scrisul repede că nu mai pot. Uite-l aici. A venit. Hei, elicopter. Hei, uliu! Și un uliu și un elicopter. Știți ce ar fi marfă? Să vină proprietarul, să nu-l văd și să mă vadă pe aici, că vorbesc singur și mă scălâmbui și mă fac în toate felurile. A? Deci, trebuie să-l pun exact în mijloc, altfel se vede urât. Îl îndoi așa. Nu știu dacă se observă prea mult, dar în fine, îl îndoi așa. Și atunci sunt sigur că acolo este mijlocul. Iar atunci voi avea 5 mm acolo cu 5 mm aici. Bang on the middle. Bang on. Bang and Olufsen. Bang and Olufsen. Da, bă, bang în lupse, nu aia, bang, bang, cum n-ai băi zice. Șmecherul de tot aia. Ia vezi, mă, că e foarte frig și nu se lipește. Vai de mine. Trebuie să-l iau până...
Trebuie să-l iau prin învăluire pe ăsta de jos de aici. Pentru că ăsta e piatră de aia de... E... cum îi zice? E full metal. De la de greutate, cred. Nu că cred, că cred. Că e 100% de la de greutate. Ah, ah, piciorul meu. Piciorul meu. Piciorul meu. Unde e ailaltă? Uite-o aici. Haide, mă. Să-i dăm un pic de cald. Ah, ce bine e. Și ce n-am verificat eu? În orice caz e prea târziu acum, dar nu știu dacă camera mea filmează aici jos. Pentru că dacă nu filmează aici jos, înseamnă că am vorbit singur ca tâmpitul până acum. În orice caz vorbesc singur ca tâmpitul. Mamă, să termin asta și pe urmă să vă zic ce mi-a luat iubi-dubi de ziua mea, care vine acum pe 11 decembrie. Nu mă așteptam, planul meu era să-mi iau undeva pe la vară ce mi-a luat iubita mea acum, dar na, niciodată să nu spui nu. Mă, ăsta l-am încălzit. Haide, hai și cu nu. Bravo. Trecem și la D. Ce crezi, mă, se termină bateria la asta? Mamă, cât a ținut, exact cât mi-a trebuit. Ia uzi, e pe moarte, s-aude? E pe moarte. Se duce. Se duce, tată, se duce. Ducă-se. Gata. Job done. Să-mi iau magneții. Și cam atât. Trebuie să vă zic ce mi-a luat iubi-dubi. Dar mai întâi să-mi fac o țigară și să beau și o cafeluță aia. Și păuru. Fuu, ce bate soarele, frate. Băi, vreau să vă zic ce mi-a luat iubita mea de ziua mea. De fapt, ziua mea trebuie să vină pe 11, mai un pic. Mi-a luat un... Deci ce mi-a luat ea mie acum, a trebuia să-mi iau eu la vară. Înțelegi? Dar până la vară era drum lung. Ideea e că mi-a făcut frumoasa surpriză, pentru că mă iubește, da, ea. Și eu te iubesc, iubita mea frumoasă. Mi-a luat un gimbal DJ Ronin RS3. Mamă, mamă. Poză cu DJ Ironin. Fiță. Da. Și dacă vă plac videoclipurile mele cu montajele astea care le fac eu pe acolo și pe acolo, dați și mie un like acolo, pac, un share, o chestie, un mesaj, ceva, să văd că se uită lumea la ele. Se uită, nu prea se uită lumea la ele, dar în fine, poate într-o zi, cine știe, se va uita cineva. Hai, vă pup și cam atât pe ziua de astăzi. Am înghețat de nu mai pot, sunt paralizat. Ciao!